prost. Te rog să nu mai vii prin zona, da? Da, e secretă firma ta de da. Ce? Da, 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 da. Vă respect pe tot. Bun, eu nu știu, din nou, pot, eu nu știu. Ce să faci un lucru bun în oraș, cât costă și asta. Asta este la voi, nu? La da? Edilul șef a refuzat să spună cât au costat amenajarea parcului cu rampele pentru bicicliști și roller, dar și echipamentele de fitness. Răspunsul l-a oferit purtătorul de cuvânt al instituției. Acest parc a avut o valoare totală ca și contract de peste 8 miliarde de lei vechi, bineînțeles. Sunt însă foarte multe investiții pe linie sportivă, pentru că ne-am dorit ca toți cetățenii să aibă posibilitatea să facă fitness, să facă antrenamente în aer liber. Angajații de la Edilitar au fost cei care s-au ocupat de amenajarea parcului pentru skateboard, role, biciclete și fitness. Numai aparatele de fitness au costat 2 miliarde de lei vechi. Aparatele de fitness au fost cumpărate, sau mai bine spus, preluate printr-o firmă din Oradea, care a câștigat o licitație electronică, iar lucrările la această porțiune din insuliță sunt executate cu Edilitara, societatea noastră. Unii dintre târgujeni susțin că dacă echipamentele sportive ar fi fost amplasate în apropierea parcului central, erau binevenite. Autoritățile locale au anunțat însă că au avut la dispoziție doar terenul de la capătul insuliței.